Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Voi cu Voi cu. Le mulțumim foarte mult partenerilor noștri de la Crown Plaza, suntem în apartamentul Imperial. Am un invitat special în această seară, un invitat special care face o terapie specială, dar mai ales care are o poveste specială, Paul Tucaram. Bună seara, Paul! Bine am găsit! Mulțumesc de invitație! Hai să începem cu începutul, să-i ținem puțin și pe telespectatorii în suspans. Vorbim despre un detox sufletesc, dar vorbim puțin mai târziu. Mă interesează cum ai ajuns acolo, Paul. Ai o poveste foarte interesantă. Bine, și niște ochi albaștri, nu mai vorbim despre asta, că n-are niciun rost. Bine ai venit la mine. Bine te-am găsit. Hai să începem cu începutul. Mi-am promis că la fiecare interviu voi specifica trei chestiuni și uite că am ocazia să o fac. Una, nu sunt maestru nimănui. Am mai auzit povestea asta de multe ori, nu special, nu nimic de genul ăsta. Un om normal care a trecut printr-o experiență și a învățat ceva. A doua, n-am de învățat nimic pe nimeni, sub nicio formă. Fiecare își învață ce are de învățat și dacă poți să-i dau o mână de ajutor, bine, dacă nu, fiecare își vede drumul lui. Și a treia ar fi că metoda asta este pe cât de simplă, pe atât de complexă și de aceea orice părere care vine din teorie este egal cu zero. Până nu pui în practică, nu ai cum să o înțelegi. Corect. Revenind la poveste, lucrurile sunt simple. Trezirea asta, care se întâmplă multor oameni, în ultima vreme, majorității, văd că se întâmplă foarte multe lucruri, vine, să-i spunem, ca o palmă sau un șut care te ajută prin intermediul suferinței să deschizi ochii. Și asta mi s-a întâmplat mie. La un moment dat, în urma unei experiențe, începând cu moartea mamei și după aia multe altele, asta s-a întâmplat când aveam, cred că, vreo 27-28 de ani. Să știi că avem 45 de minute, deci spuneți-le în cap că le luăm la despicat. Ok. Deci prima a fost moartea mamei, care m-a bulversat și mi-a dat mult de gândit. Apoi, diverse experiențe în plan personal legate de pierderi, câștig, pierderi, câștig. Cum se întâmplă de obicei? Alegi după ceva și după aia te trezești că trebuie să lași tot în urmă ca să treci mai departe. Și, nu în ultimul rând, dorința de a ieși din ciclul ăsta al durerii și al suferinței. Astea au fost elementele care cumva au constituit punctul de plecare. Procesul a durat ani, nu s-a întâmplat peste noapte, evident, însă am ajuns în punctul în care, la un moment dat, să spun, ori o rezolv, ori mor. Ai ajuns în punctul ăla. Fără doar și poate. Că altfel nu ajungeam aici. A fost pe muche de cuțit. Am zis, ori o rezolv, ori n-ai rost să mai stau pe aici. N-ai niciun sens să trăiesc în felul ăsta, cum am trăit până acum, să mai continui încă 40 de ani de acum încolo așa, e sinucidere curată. Mai bine, una gata și am terminat. Câți ani aveai, Paul, când te-ai hotărât să... 40. Aveai 40 de ani. Da. Iar ai plecat deja în străinătate sau? Nu, eram întors. Erai la 40 întors. M-am întors. Deci ai plecat când ai plecat din țară? 34. Stai 6 ani în afară. De ani. Așa, ai plecat din țară că ce? Probleme normale. Probleme normale. Cum adică, a plecat fiecare? Cum a plecat fiecare să rezolve probleme, în special de natură financiară, la acea vreme. Lipsa educației financiare m-a băgat în niște datorii, că, na, omul visează la multe și neavând pregătirea necesară, să aruncă cu capul înainte, ceea ce am făcut și eu. M-am înglodat în datorii și la un moment dat am zis, aici, dacă stau, nu le rezolv, trebuie să plec undeva în afară. Și am avut ajutorul surorii mele, care m-a sprijinit în privința asta. Am ajuns acolo, am stat 6 ani de zile, unde am muncit în Italia. În Italia. Ai muncit ce, Paul? De toate. Începând de la săpat grădin și măturat în fața unui mall, unui magazin, până la construcții. Avea propria firmă de construcții. Ți-ai făcut propria ta firmă după 6 ani sau nu, mai de după ce am ajuns în 2004 și în 2007 știi că au dat drumul românilor în comunitatea europeană. Am fost printre primii din Sicilia la acea vreme care și-au deschis, să spunem, un soi de PFA. Da? Artizan, așa se numea acolo. Și am început să lucrez pe cont propriu.
ocazie cu care mi-am făcut și rezidența în Italia. Italia. Așa a început, așa mi-am făcut buletinul. Primul document pe care mi l-am făcut, iar al doilea a fost carnetul de conducere. Și cum ți-a fost în Italia? A fost o experiență care m-a ajutat extraordinar de mult să mă maturizez. Revenind la maică mea, care a fost primul meu maestru, m-a învățat extraordinar de mult în ceea ce privește ordinea, disciplina și așa mai departe. Însă, ca în orice situație de genul ăsta, vin și multe gunoaie odată cu educația. Și ce m-a învățat a fost dependența de locul în care te afli. Una dintre chestiunile cu care am avut de-a face a fost atașamentul față de locul fix. Și când a trebuit să plec, evident, m-am confruntat cu foarte multe legate de translocare, de locuri noi, de început de la zero, da, toată experiența asta, necunoscut, altă limbă, altă țară, altă cultură. Și primii ani a fost cam greu. Cam greu. Cam greu. De ce? Pentru că noi avem altă cutumă și asta provine din cultura noastră locală, că noi suntem cei mai deștepți din lume. Și când ajungi la fața locului, vezi că, de fapt, nu ești chiar așa de deștept. Pentru că tu trebuie, ca să fii deștept cu adevărat, cam trebuie să renunți la tot ce știi și să înveți... Din nou, alte reguli, alte tot, lucruri. Tot, da? Și una dintre chestiunile pe care le-am învățat, o altă treabă care m-a ajutat enorm, a fost o frază pe care am auzit-o la un zio, adică un unchi italian, da, care avea 84 de ani și lucram pentru el, care spunea, dacă ai venit aici, primul lucru pe care trebuie să-l înveți ca să poți să mănânci o bucată de pâine e să înveți limba. În 3 luni de zile începusem deja să rup, cum se spune, câteva cuvinte, iar după 1 an de zile puteam să vorbesc cursiv italiană, ceea ce m-a ajutat enorm. Și mai mult, chiar am uitat tot ce ținea de noi suntem cei mai deștepți, eu sunt cel mai deștept. Pentru că inițial început, cei cu ignoranță ăștia, cei cu, iau, ăștia nu au cultură generală, ăștia nu știu nimic, n-au învățat nimic la școală. Pe ei nu interesa treaba asta. Pe ei interesa, lucrezi pentru ei, da. Muncește ce ai de făcut, ia-ți banul și du-te acasă. Și asta era tot. Și asta a fost toată relația. Și în momentul în care am creat genul ăsta de relație cu oameni, adică eu vin să-ți fac un serviciu, tu mă plătești pentru serviciul respectiv, ce mai avem de discutat? Și lucrurile s-au simplificat enorm. A venit totul foarte ușor. Bun. Ți-ai făcut firma. Presupun că financiar, deja în momentul ăla, stăteai binișor, binișor, să zicem. Binișor. Pentru că se căuta forță de muncă în Italia. Românii erau foarte bine văzuți la momentul acela. Mă rog, a urmat după aia niște probleme și așa mai departe. Bun. Ai stat în Italia și te-ai întors. De ce, Paul? Nu știu dacă cu siguranță ai avut, poate nu le-ai sesizat, dar există momente când simți că s-a terminat ceva. Cumva da. Să încheie un ciclu. Uh-huh. Da? Pentru mine a fost un ciclu. S-a încheiat, mi-am rezolvat, practic eu mă dusesem cu scopul să-mi plătesc datoriile. Da? Am ajuns acolo, mi-am făcut ce aveam de făcut în 2 ani de zile, în 3 ani de zile, după care am stat în virtutea inerției, pentru că de acum începusem să lucrez pe cont propriu, aveam lucrări, aveam activitate, da? În momentul în care, deja din motive de criză, lucrurile au început să încetinească, am început să gândesc din nou. Pentru că atunci când muncești prea mult... Nu mai gândești. Neuronul nu mai e funcțional, da? E funcțional într-o unidirecțional. Și am început să mă regăsesc în momentele alea de liniște, când mai stăteam și mai fumam câte un trabuc și mă întrebam, eu ce caut pe aici? Ce mai caut pe aici? Și de aici a început, evident, întrebarea unde mă duc. Trebuie să mă întorc acasă. M-am întors acasă. În 2010 am revenit. Pur și simplu. Am luat decizia undeva prin la sfârșitul anului 2009, deci decembrie, ianuarie, iar în aprilie eram acasă. Și acasă ce ai făcut, Paul? Am luat tot la zero. Nu cunoșteam pe nimeni. Păi nu mai aveai pe nimeni în România, din familie. O mătușă, o soră și cam atât. Și de nou am început să fac munca de la zero, după 6 ani de zile venit în țară. Practic, discrepanțele erau destul de mari. Obișnuit acolo, vii aici, cam greu să te adaptezi. Însăși,
cursul financiar pentru mine era o problemă, da? Diferențele dintre euro și leu pentru mine era o problemă să le calculez. Însă încet, încet, cu ajutorul mătușii mele, care acum, Dumnezeu să o ierte, a murit de curând, și a unor cunoscuți, proaspăt cunoscuți, inclusiv a prietenii mele de la vremea respectivă, am început să scot capul în lume și să reînvăț să fac lucruri. Ai dormit în mașină? Am citit bine eu? Da. Sau oricum o perioadă, da. Voiam să-i mulțumesc și prietenului meu Mihai Morar, pentru că te-am văzut la podcast și voiam să-i mulțumesc foarte mult că ai intermediat această întâlnire între noi. Și eu îi mulțumesc. Ai dormit în mașină pentru că nu aveai unde să dormi, Paul? Da. Cât timp ai dormit în mașină? Nu mult, vreo 2 săptămâni, dar și nu tot timpul. A fost așa, pe aici, pe acolo. Dar am avut și momente de genul ăsta. Pe urmă înțeleg că a fost o dezamăgire în dragoste. A fost? Păi trebuie să-mi povestești. A fost acum pentru că... zâmbești, dar atunci nu zâmbeai. A mers cât a mers. Da? S-a încercat din toate părțile să facem să fie funcțională, însă, evident, existau foarte multe condiționări. Da? Eu eram la vremea aia foarte furios. Pe faptul că s-a terminat o poveste? Nu, pe faptul că eram furios eu, pe erai mine. Erai furios pe tine. Și evident, maltratam pe toată lumea din jurul meu prin comportamentul pe care îl aveam la vremea respectivă. Deși era, că, na, repet, începusem să ies în lume și mă apucasem de data asta să pornesc de la ideea că trebuie să reînvăț cum să gândesc, da? Numai că am luat-o cu dezvoltarea personală, care m-a ajutat o perioadă și aplicându-i principiile, m-am trezit din nou în altă fântână. Unde? În depresie, care era deja activă, era latentă și s-a activat, pentru că nu știam să folosesc instrumentele astea. Era doar dorința de a ieși de acolo, dar fără să înțeleg cum se face corect. Deci ai picat într-o depresie... care a durat vreo 2 ani de zile. Și a fost profundă. În sensul în care nu mai lucrai, în sensul în care te-ai izolat? Da, eram complet în afara lumii. Deci chiar dacă făceam efort, era mai mult efort pentru a evita decât pentru a rezolva ce e de rezolvat. Și încet, încet am ajuns pe fundul din nou. Da? Că totul vine ciclic până începi să înțelegi. Am ajuns din nou în fundul prăpăstei și am început să-mi pun întrebarea până când o să o mai duc așa. Ce caut eu pe aici, iarăși, ai zis? Din nou. Da, a fost la un interval extrem de scurt de timp, adică nici în 2 ani de zile, 2 ani și un pic, da? Deci de la 40 la... s-a întâmplat repede. Și a fost foarte bine că s-a întâmplat repede, pentru că șocul a fost de data asta și mai intens, și mai puternic. Și atunci, efectiv, m-am decis că chiar este momentul să mă întreb cam cum se rezolvă lucrurile astea. Și de acolo s-a născut ideea de lucru cu mine. Bine, aveam deja în spate o istorie, da? Eu am experiențele astea, să spunem, am început foarte devreme, pe la 5 ani, după aia pe la 12 alte. Ce fel de experiențe? La ce te referi, Paul? Tot felul de ciudățenii de astea legate, ciudățenii, da? De corporalizare, da, de exemplu, e una. Serios? După aia, tot felul de insight-uri care nu aveau legătură cu lumea reală. Dacă spuneam cuiva ce experimentez, mă trimiteau la vremea aia la biserică și la biserică îți spuneau ești posedat sau du-te la spital. Du-te la spital. Și după aceea am preferat să tac din gură. Păi am dat peste artele marțiale, acolo am dat peste cultura japoneză, peste meditație, peste practica meditației, peste ce înseamnă a sta cu tine. Nu le-am luat eu foarte în serios, le făceam mai mult teatral, că nu înțelegeam eu mare lucru, îmi plăceau poveștile. Cel puțin în zen, îmi plăceau extraordinar de mult poveștile alea cu tâlc, da? Semințele alea au lucrat ani de zile și uite că am ajuns la 41 pic de ani să fiu pus în fața faptului concret. Utilizează ceea ce știi deja, dar la modul practic. Și am început să utilizez, să interoghez, să scriu, să mă întreb ce caut pe aici, care sunt tiparele de comportament, de ce fac aia, luate așa, la bani mărunți, una câte una. De ce mă simt vinovat? De unde apare rușinea? De ce mă simt responsabil? De ce trebuie să dau o vina pe cineva? De ce mă enervez? Le-am luat așa, una câte una, și a durat câțiva ani de zile. Vreo 2 ani, aproape 3 ani de zile, când la un moment dat s-a făcut un pic de lumină. Și apoi, când s-au calmat lucrurile,
am început să primească întrebări. Da. Interacționam cu oamenii și începuseră să observe. Eu nu spuneam nimănui nimic. Da. Și începuseră să observe. Parcă ești mai blând. Parcă ești mai calm. Ce ai făcut? Te rădoghezi? Fumezi? Ce faci tu acolo? Păi nu, pur și simplu stau cu mine. Cum adică? Ce e aia? De unde ai început? Și am început să explic. Am început să... Se explicau niște chestii practice. Bineînțeles că nu aveam metodă în sensul de să o pot explica cuiva. Metoda asta a venit pe măsură ce am explicat. Cum spune un proverb, unul explică, doi învață. Cam asta se întâmpla. În timp ce explicam omului cum funcționez eu intern, el relaționa cu experiența mea, îmi spunea ce îmi spunea și din aia se năștea, din relația aia se năștea, aha, deci există un element comun pe care îl putem utiliza sau pe care îl putem cumva pune într-o frază care să poată fi explicată cuiva, da? La care cineva să poată să pună urechea să asculte, să vadă, e corect, nu e corect. Și din asta, din discuțiile astea, au început să apară lucruri concrete. Face asta, face asta, face asta. S-a născut metoda, cum s-ar spune, da? Din ceea ce experimentasem eu, relaționând cu ceilalți, am început să trag afară metoda. Bineînțeles că au trecut și aici, a trecut ceva vreme, de prin 2013 până prin 2016, s-a întâmplat treaba asta. Adică am început să lucrez, am testat, cum s-ar spune, ceea ce experimentam, am început să testez. Am început să le arăt practic cum stau lucrurile și au început să vină din ce în ce mai multe întrebări. Că așa e, dacă deschizi gura, așa se întâmplă. Scapi porumbelul, după aia te alegi cu dureri de cap. Și la un moment dat m-am săturat de dat explicații. Mi s-a acrit. Am zis, nu mai. Trebuie să vorbesc în fiecare zi cu atâția oameni și să le spun același lucru, că practic mințile nu sunt diferite. Da? Și cam pare diferit ceea ce spun, însă în esență soluția este aceeași. Și am zis, oare ce ar fi să fac eu ceva, un program, un instrument în care să pun toate informațiile astea în mod structurat, să fie online, că eu iubesc tehnologia, că este nemaipomenit, te ajută să trăiești în lenea potrivită. Ce tare asta! Îmi place asta și mie, maxim. Da? Și de acolo s-a născut ideea de detox, da? De, așa l-am denumit, pentru că nu știam ce nume să-i pun. Și la un moment dat, zice, nu mai țin minte concret cum a venit, exact cum a venit, dar s-a concretizat în două secunde. Zic, are legătură cu a da afară gunoaiele, are legătură cu despovărarea sufletului, îi spune detox sufletesc, deci merge. Merge, da. Și uite că de atunci funcționează. Bineînțeles, am făcut programul, care durează 3 luni de zile, acum durează 4, că am mai făcut un apendice. Întrebările n-au încetat. Și am zis să mai scriu și cartea. Am zis, dacă din program nu înțelegeți că poate, nu sunt lucruri care, sau sunt lucruri pe care nu le puneți în practică, hai să explicăm și teoretic mai mult. Și am făcut și un ghid de lucru, care se numește tot detox sufletesc, că e un ghid de dezvățare. L-am făcut și pe ăsta cu ideea că voi scăpa și voi vedea de treabă și mă vor lăsa în pace. Nu s-a întâmplat așa. Și nu se întâmplă așa, pentru că se pare că le place. Să pun întrebări. Orice fel de întrebare, Paul? Orice fel de întrebare. Pentru că partea asta de practică include lumescul, nu ne exclude. Trăim în lumea asta contemporană în care lucrurile sunt foarte complexe, da? Nu mai poți să mai spui că trăiești ca acum 2000 de ani unde te poți izola într-o grotă și vine cineva și îți dă de mâncare. Trăiești într-un oraș. Aici ai niște lucruri de rezolvat la nivel utilitar, mașină, facturi, chirie, eu știu, apartament. Greutăți, poveri. Trebuie să înveți să produci bani, trebuie să înveți să te stabilizezi emoțional ca să trăiești într-un oraș ca ăsta. Trebuie să înveți să relaționezi corect, fără să o iei personal și fără să te doară relațiile cu ceilalți. Și multe alte elemente de genul ăsta. Deci eu pun accentul pe practică. Mă interesează practica, nu mă interesează teoria. Nu mă interesează ce a spus Osho, nu mă interesează... Toți spun lucruri frumoase. Și partea frumoasă este că sună bine. Până la practică.
Asta o spui cu mod cert din experiența pe care ai avut-o. Da. Dar hai să ne întoarcem la despovărarea asta sufletească, detox, cum ai spui tu. Ce trebuie să facă? Spune-mi câteva lucruri, pentru că cum o să mă uit eu la tine în carte și o să iau niște pasaje de acolo. Hai să luăm un element simplu, care este rușinea, da? Da. Ai învățat rușinea. Da, normal. De câte ori în viața de zi cu zi, rușinea asta te-a împiedicat să-ți ceri drepturile? De foarte multe ori. E ok? Nu. Nu e ok. Nu. Asta e parte din program. Bun, și cum faci să... Există metode de identificare concretă, prin întrebări specifice. Cine te-a învățat, cum ai învățat-o, cum a ajuns să fie implementată în tine, cum te comporți, ce reacție ai când se naște, care sunt efectele, care sunt rezultatele. Deci un lanț. Da? Asta se numește, să-i spunem așa, inquiry, da? Sau introspecție, pe baza întrebărilor. Când pui întrebări specifice, maimuța asta, care are obiceiul să-și facă de cap când vrea ea, trebuie să se oprească și să-ți dea răspunsuri. Nu mai poate să mai facă ce vrea ea. Deci trebuie să ia cineva conducerea și conducerea asta nu se ia prin gândire pozitivă, prin a încerca să schimbi ceea ce gândești, nici prin ignorarea ceea ce gândești, ci pur și simplu prin a prelua controlul asupra direcției în care merge mintea. Ea merge de obicei haotic. Când tu pui o întrebare... rușine, Paul. Deci, ok, ți-e rușine. Exact cum ai zis tu, să ceri niște drepturi. Cum faci să nu-ți mai fie rușine să ceri aceste drepturi? Pentru păi, că vezi? Rușinea nu e neapărat un păcat. Păi nu este un păcat. Adică nu e ceva rău tot timpul. Nu. Dar este un element care nu-ți permite să te manifesti natural. Bun. Deci ceea când spun că tu nu ai sau nu poți să-ți ceri drepturile într-un anumit moment și nu ai curaj să deschizi gura sau să bați cu pumnul masă și să spui ăsta e al meu, astea sunt doar frunzele. Rădăcinile sunt undeva în uter. De acolo începe distracția, da? Ai învățat de la mama și după aia prin intermediul familiei, tatălui și așa mai departe, cum să te comporți în situații de genul ăsta. Și sunt implementate în tine, în celulele tale. Deci tu trebuie să te duci până la punctul ăla, să descompui ce a fost acolo, ca să eliberezi tensiunea emoțională care există înmagazinată în raport cu rușinea. Și după aia se întâmplă, că ăsta e fenomenul extraordinar, în momentul în care conștientizezi, dacă asta e fizica cuantică, când pui privirea pe ceva, își schimbă comportamentul instant. Durează foarte puțin timp să observi, într-adevăr, ce durează mai mult este descompunerea mecanismului, pentru că el a fost creat în timp. Da? Chiar dacă tu realizezi cum ai ajuns să-ți fie rușine, nu înseamnă că dispare peste noapte. Durează o săptămână, durează o lună, durează un an, în funcție de fiecare, de câtă rezistență o pune. Și în momentul în care tu realizezi cum ai ajuns efectiv și ești dispus să renunți la bagajul ăla, trece rușinea pe lângă tine fără probleme. Păi da, dar vezi, aici e o discuție. Te referi la rușinea de a-și cere un drept. Da. Dar pe de altă parte, un strop de rușine în ziua de astăzi... Bunul simț nu e rușine. Am înțeles. Deci să nu facem... Două chestiuni, să nu facem confuzie între ele. Bunul simț te obligă la nivel social, da? Că atunci când intri într-o căpere, îți dai bună ziua. Corect. Când mergi pe stradă, să mergi pe banda ta. Când fumezi o țigară, să o pui în scrumieră în mașină, nu să o arunci pe stradă. Sunt niște chestii, niște elemente de bun simț. Însă rușinea ține strict de tine și are legătură cu spațiul tău, cu nevoile tale, cum îi spun eu, cu pătrățica ta. Deci dacă tu ai niște gratii care nu-ți permit să te manifesti și să-ți protejezi pătrățica sau să îți îmbogățești grădina asta a ta, ceva nu e în regulă. Deci nu excludem comportamentul de tip social care presupune să te educi într-un anumit fel, da? Să respecti anumite reguli. Însă în ceea ce privește, ce te privește intern, de ce să-ți fie rușine? Pentru ce să-ți fie rușine? Pentru munca ta? Pentru efortul tău? Pentru capacitatea ta intelectuală? Pentru ce să-ți fie rușine? Dar de ce? Și tocmai de aia trebuie să înveți să-ți apreciezi valorile. Trebuie să înveți să-ți cultivi grădina și aici nu e vorba de aroganță sau de a deveni infatuat. Pur și simplu este vorba despre a recunoaște ceea ce ești. Pot asta și nu pot asta. Ce așa mare lucru? Și să fii și împăcat cu tine în același timp. Absolut. Fără să fii revoltat sau frustrat de faptul că nu poți să faci ceva. Păi, uite, vezi, ne întoarcem la rușine. Dacă tu nu poți să ceri, nu te frustrează? Ba da. Și câtă furie adune acolo?
Multă furie. Și în momentul în care ajungi să explodezi, cui îi spargi capul? Oricui. Celor mai apropiați. Da, așa e. Celor mai apropiați. Ei au de suferit pentru că tu nu poți să fii un pic, cum se spune, mai bine să fii nebun decât prost, cum se spune, nu? Nu poți fi un pic nebun în relația cu cei care te manipulează sau care îți încalcă spațiul. Cei de pe lângă tine, care sunt foarte apropiați de tine, au de suferit. Știi de ce? Pentru că sunt singurii care nu-ți dau în cap. Că dacă ai face lucrul ăsta în stradă, cu un străin, s-ar putea să te alegi cu ochii umflați. Da, sau să ajungi pe la poliție sau mai rău, cine știe. Așa acasă cu copiii, cu soțul, poți să îi înjuri, poți să le faci ce vrei. A, mama are o problemă. Îi trece. Ce ești în siguranță? Bun, rușina, mai departe. Sunt multe, multe. Fricile, Paul. S-am dat greu, nu? Nu, nu, sunt multe de explicat, sunt foarte multe de povestit. Frica, în esență, este sănătoasă, frica naturală, da? Frica asta a corpului, corpul ăsta animal, are frică. Dacă n-ar exista frica asta, te-ai arunca în fața mașinii. Sau ai sărit de la etaj ca să vezi cum e. Să te antrenezi un pic. Frica asta ține de instinctul de conservare, da? Și e absolut firească. Corpul ăsta vrea să se protejeze. 24-24, el pentru asta lucrează. N-are alt scop. Partea frumoasă a acestei frici este că dacă ai un șoc care te sperie, frica durează până trece pericolul ăla, care e real. Deci nu e ceva fantasmagoric, nu e ceva iluzoriu. Se întâmplă, ești în pericol, corpul reacționează, durează ceva vreme, trece șocul și gata. Da? În schimb, ce te afectează sau ne afectează pe termen lung este frica indusă, învățată. Drobul de sare pe care l-am învățat de la mami, de la tati, de la social, de peste tot. Ăla ne ține în... Dar dacă o să zică? Dar dacă o să facă? Ce o să-mi facă dacă zic? Și așa mai departe. Și toate poveștile astea pe care noi le avem în cap, asta țin de frica indusă. Și asta, uite, așa ne ține, în cușcă. Și cum facem să scăpăm de... Din nou, până nu recunoști ce ai acolo, poți să scapi de ceva? De exemplu, ai o pivniță, da? Și vrei să faci curat în ea. Te duci pentru întuneric să faci curățenie? Nu. Ce se întâmplă dacă te duci pentru întuneric? Păi nu faci... Îți spargi capul, nu? Îți spargi capul, da, corect. Îți rupi gâtul pe scări până ajungi în beci. Întâi trebuie să aprinzi lumina. Lumina este atenția. Momentul în care ai realizat, eu am o problemă, nu pot să vorbesc, nu pot să mă exprim, nu pot să fac aia. Te oprești și te întrebi, de ce nu? De ce nu pot să fac asta? Păi... Păi mi-e frică, uite, îți răspund eu. Ok, hai, de unde vine frica? Pe mine și eu îți răspund. De unde vine frica? Și hai să vorbim concret despre ce fel de frică vorbim, pentru că sunt... Da, 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 corect. Manifestările sunt diverse. Frica e una, dar paleta de manifestări este frica de a nu fi abandonat, frica de a nu fi validat, de a fi respins. Deci sunt multe, da? Da. Trebuie să iei specific pentru fiecare chestiune în parte. Mie nu-mi place să fiu respins. De ce nu-mi place să fiu respins? Pentru că mă simt abandonat. Când m-am mai simțit abandonat? Păi când mama a plecat la serviciu și mă lăsa cu cheia de gât și nu știam cum să mă descurc și copiii de afară mă agresau. Și abia așteptam să vină mama acasă. Sau mi-e frică să îmi spun părerea. De ce? Pentru că o să-mi zic că sunt prost. De unde am învățat că sunt prost? De la tata care se credea deștept și ori de câte ori deschideam gura, îmi spunea că sunt un prost. Și tot așa mai departe. Deci trebuie să le iei specific pe fiecare în parte și să mergi pe lanț. Te uiți la efect și te duci până la rădăcină. Bun. Să zicem că te duci exact unde ai zis tu, în zona în care tatăl tău îți spunea că ești un prost. Da? Ce poți tu să mai repari acum, din momentul în care în copilărie tata spunea că ești un prost, Paul? Există emoții acolo? Păi, sigur că există. Că... Aia se poate rezolva. Cum? Deci nu relația cu tatăl. Absolut. Da? Ci cu tine. Și aici eu insist foarte mult asupra psihoterapiei. Da? Deci metoda mea este radicală. Nu oricine poate să o ducă. Și nu o spun la modul ambițios, ci pentru că am croit-o eu după chipul și asemănarea mea. Când eram în punctul în care puteai să-mi tai capul și eu nu ziceam nimic. Deci este concepută sub forma asta, un pic mai... Nu stau să te mângâi pe cap. Îți spun lucrurile exact cum stau, o rezolvi sau nu o rezolvi. Ori nu sunt mulți care sunt dispuși în momentul ăsta să renunțe la tot așa într-o manieră radicală. Și atunci trebuie luată sistematic. De ce? Pentru că noi avem un sistem de protecție intern, da?
traumele, sunt durerile, suferința, sunt ascunse în noi și ele ies la suprafață gradual în funcție de cât ne permite mintea să gestioneze, cât poate ea să gestioneze. Nu poate să prelucreze toată informația asta dintr-o dată. Sunt multe lucruri pe care ea însăși le-a băgat acolo și acum ca să le scoată la suprafață trebuie o anumită înțelegere. Când tu aprinzi becul în pivniță, adică îți folosești atenția și începi să pui întrebări, ea la început va opune rezistență. Îți va da de lucru. Nu știu, trebuie să duci gunoiul, trebuie să te uiți la televizor, trebuie să mergi prin oraș, nu știu, au apărut facturi, atunci trebuie să le rezolvi. Nu-i interesează. Dar dacă insiști, la un moment dat va da bariera deoparte și va spune ăsta chiar e serios, chiar vrea să afle ce se întâmplă acolo. Și va da drumul la informație, încet, încet. Pe măsură ce dai drumul la informație, vor ieși la suprafață toate emoțiile îngropate în istoria aia, care sunt în corpul tău. Da? Plâns, tremurat, diverse forme de somatizare. Sunt nenumărate, cu frisoane, cu răceală, cu stat la pat. Mie mi s-au întâmplat de toate, multe probabil. Ori. Am avut momente în care mă târâiam pe jos de durere, efectiv. Însă, odată ce te afli în filmul ăsta, nu mai poți să mai dai înapoi. De aceea, recomand tuturor celor care vor să intre pe strada asta să gândească bine înainte de a începe, pentru că nu-i de joacă. Nu-i cu stat în postură, cu floricele și lotuși, cu cai vers pe pereți. E cu multe dureri la început. Și de aceea trebuie luată sistematic și cu ajutor. Dacă nu o duci singur, caut un psihoterapeut, lucrează cu el cât este necesar, o lună, două, șapte, un an, cât ai nevoie ca să poți să ai încrederea necesară că poți să stai cu emoțiile tale. Că, după cum vezi, atunci când apare ceva, ce facem? Ori le ignorăm, ori fugim de ele, ori ne luptăm cu ele. Da? Sunt cele trei elemente, freeze, fight, flight. Sunt absolut normale. Noi fiind identificați cu mecanismul ăsta, ori de câte ori apar, asta facem. Și ele rămân acolo. Mesajul lor este foarte clar. Sunt aici, trebuie să-mi acorzi atenție. Dacă tot am apărut, acordă-mi atenție. Hai să stăm un pic de vorbă. Cine ne învață să facem treaba asta? Când apare starea de furie, să stai efectiv, să fumezi o țigară furios și te întrebi de ce ești furios. Nu, ori încercăm să fim oameni de treabă, că vorba aia nu dă bine la public să te enervezi, nu? Sau o reprimăm, sau aruncăm în capul celor care sunt apropiați de noi. Bun, și ce faci? Păi, ce faci cu furia? Fumezi o țigară, bun, și ești furios pe tine și te întreb de ce cauți ești furios. Dar tu știi de ce ești furios, Paul. Că de nebunul te enerva, nu? Aici e un lanț de aia spun. Primul lucru este să întrebi. Al doilea este să ceri ajutor. Și al treilea, să treci la nivelul următor, unde efectiv să începi să faci practică. Care practică înseamnă să te ajuți corpul să descarci tensiunea în mod fizic, în mod controlat. Eu îi spun catarsis. El e inspirat de la Aristotel, Aristotel, cuvântul ăsta din greacă, care spune manifestare artistică care declanșează în om o stare catartică, emoțională, da? De, eu știu, de râs, de plâns. Când eu spun catarsis, mă refer la a scoate emoțiile din corp prin tehnici specifice, cum este gibberishul. Gibberish vorbit fără noimă. S-au bătut la pernă, s-au bătut la sacul de box, s-au făcut meditația dinamică al lui Osho, sau sunt multe instrumente. Trance dance, noi le folosim pe toate, da? În tehnicile astea. Noi avem, pe lângă ghidul ăsta teoretic, am dezvoltat, practic, instrumente practice, da? Care să te ajute efectiv să-ți folosești corpul pentru a da afară tensiunile pe care nu te învață nimeni să le dai afară. Adică să nebunești conștient. Adică, dacă ești furios, să dansezi? Pune mâna pe o coadă de mătură și du-te și îți bate toate pernele din casă. Închide-te în cameră turbat. Și bate la ele până iese fum din ele. Și să vezi ce se întâmplă după aia. Dar focusat. Deci cu dedicație. Nu ca să scapi de furie, ci pur și simplu efectiv ca și cum ai vrea să, nu știu, să termini cu tot. Fă treaba asta timp de 10 minute și eu îți garantez că e ca și cum ai fi fost la sală 30 de ani. Atâta încărcături emoționale există acolo. Deci eu când îi spun omului să înnebunească conștient, nu fac altceva decât să spun ce a spus și Osho și au spus toți maieștri. Trebuie să dai gunoi afară. Trebuie să scoți afară pentru că altfel mintea ta va fi întotdeauna, percepția ei va fi întotdeauna alterată de gunoi. Fiecare chestiune care există în tine nerezolvată îți alterează percepția.
Și atunci trebuie să dai cât poți ții gunoi în bucătărie sau unde îl ții? Da, până să umple găleata, nu? Exact, și după aia ce faci? Face vârf, îi pui sare, mai bagi piciorul în el un pic, îi mai pui niște sare și îl mai ții vreo două săptămâni, nu? Nu, la lungi. Asta facem în fiecare zi. Te enervezi, înghiți sau arunci. Te superi, înghiți sau arunci. Și așa mai departe. Și se adună. Tic, 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 una câte una și ajungi la un moment dat să explodezi sau să te îmbolnăvești, nu știi de ce. Bine, și când te superi, ce faci? Hai, că am înțeles, când ești furios, bați perna. Dar când te superi, când ești supărat, când depinde suferi... Depinde și cum arată supărarea. Când suferi, Paul, și suferința motiv. Asta. Suferința este un cumul. Da? Este un total. Este suma a ceea ce s-a adunat până în momentul ăla. Când spui suferință, poți să te referi la, nu știu, la fel trebuie să o iei specific, dacă e să... În ce formă se prezintă suferința asta? Cum te simți? E tristețe? E durere? E dor? E... Ea arată la fel, are multe forme. Și din nou trebuie să o iei specific, pentru că dacă e tristețe, poate să aibă legătură cu cineva pe care l-ai pierdut. Dorul la fel. Dacă este, poate să fie furie. Poate să fie tristețe că nu poți exprima furia. Deci sunt foarte multe elemente combinate. Când le iei specific... Uite, sunt trist pentru că am pierdut pe cineva. Ce faci de obicei când ești trist? Sau, uite, altă întrebare. Ce fac oamenii din jurul tău când observă că ești trist, mai ales cei apropiați? Ce încearcă să facă? Să te aline cumva, să te întrebe, să... Mare greșeală. Dar? Mare greșeală. Știi de ce? Nu. Pentru că dacă nu te lasă să o exprimi, ea va rămâne acolo. Dacă nu rămâne în totalitate, rămân niște rădăcini. Și atunci trebuie să vorbească cu tine. Da. Trebuie Paul. Să te lase în pace. Să te lase în pace? Da. M-am întrebat de multe ori, mi-au scris prieteni de-ai mei care a murit cineva. Ce să fac în situația asta? Cum să-l consolez pe celălalt? N-ai ce să faci în privința asta. N-ai cum să-i spui că s-a dus pe lumea altă și o duce bine. Că nu știi. N-ai ajuns acolo ca să vezi. Nu s-a întors nimeni de acolo să-ți spună. Ce poți să faci este să stai lângă el. Atât. Dacă vrea să plângă, lasă-l să plângă, oferă-i un umăr. Dacă vrea să vorbească, ascultă. Dacă vrea să bea, stai cu el la băut. Deci, fii acolo, pentru că omul ăla n-are nevoie de povești. El are nevoie să simtă prezența cuiva ca să poată să treacă prin experiența aia. Sau poate vrea să izoleze, dar vrea să te știe totuși acolo. Poate vrea să ducă să stea în camera lui, nu e nicio problemă. El vrea să știe că tu ești acolo, ca să nu cadă în alte, în alte povești. Da? El, oricare dintre noi când suntem în situația asta, vrem ce? Un element de siguranță. Cine e acel element de siguranță? Altcineva. Și nu merge să îi spui ce bine e dincolo sau lasă că l-a luat Dumnezeu sau lasă că... Cu ce ajută chestia asta? Omul, pentru că și el este condiționat, zice, da, așa e, așa e. Dar el în sinea lui zice, aoleu, lăsați-mă în pace că eu nu știu cum să scap de chestia asta. Da, corect. De ce tu, Karam? Uite, nu te-am întrebat și nu știu cât mai avem, Sorin, 10 minute, cât mai avem, 5 minute. De ce tu, Karam? Tucaram este numele pe care l-am primit de la maestrul meu, de la Soha, Vasant Soha. Da? Este momentul în care am ajuns, după multă practică, să mă dau cu capul de un zid. Pentru că, na, există și aici grade de înțelegere, când spun grade, nu niveluri, dar nu există trepte. Și pur și simplu aprofundezi și înțelegi niște lucruri. La un moment dat, există ceva care trebuie să dispară și aceea este logica. Sau ajunge punctul în care logica interferează atât de mult încât nu poți să treci. Ăla a fost momentul în care mă aflam eu când am dat peste Soha. Am dat peste el când am cerut ajutor. Din nou, ăsta e un lucru foarte important. Când te afli la ananghie să nu te ascunzi, ci să fii onest, să spui, băi, chiar am nevoie de ajutor. Pentru că dacă nu mi-oferă nimeni ajutor, nu pot să ies de aici. Și ăsta a fost momentul în care eram, tot căutam și căutam și căutam și mă dădeam capul de perete. Ușa era aici și eu dădeam capul de perete aici. Cam asta era situația. Și am cerut ajutor. Și la cine am cerut ajutor? La Osho și la Papaji, care mi-au fost până în momentul ăla ghizi. A doua zi am deschis YouTube-ul, ți-am spus, sunt mare fan tehnologie și sunt foarte încântat de ceea ce văd. Slavă Domnului, pentru prima dată în istorie când se întâmplă treaba asta. Când am deschis YouTube-ul, a apărut recomandarea cu Soha. Un video de 1 minut și 48 de secunde,
care se numea ce este meditația. Și prima frază pe care am auzit-o și mi-a rămas, deci primul lucru care s-a întâmplat a fost că am rămas efectiv blocat când i-am văzut fața și am rămas așa. Nu mai mișca nimic în mine. Și când am auzit, meditație înseamnă să nu deranjezi momentul. Asta e. Eu trebuie să ajung acolo. Asta era în 2017 și în 2018 m-am dus la el. Când m-am dus la el, bineînțeles, nu știam ce mă așteaptă, nu știam care e povestea, nu știam. Eram curios doar să și bucuros că eram acolo. După prima întâlnire am cerut să fac parte din, cum se numește în tradiție, Sangha, adică din comunitate. După 3 săptămâni de zile mi-a acordat, mi-a dat aprobarea, să spunem așa, a spus da și m-a botezat. Cum se spune în tradiție, el provine, da, pe tradiție, el este fost discipol direct de al lui Osho. Și asta e tradiția indiană, ca maestrul să-l boteze pe discipol când intră pe calea nouă, cum s-ar spune. Ca și la noi, de altfel, nu-i mare. Când te botezi în creștinism, primești un nume. E același lucru. Și a spus, pentru că tu deja scrii, o să-ți spun Tukaram. Tukaram înseamnă scriitor sau poet. Și Ram, în tradiția Maharati, înseamnă sfânt. Dar, în contextul tău sau în povestea ta, va fi scriitor din iubire. Sau poet din iubire. Frumos. Și exact despre asta este vorba. Și ghișce. Că, na, așa lucrează universul ăsta. Maestrul vede potențialul, da? Și după 2 ani de zile m-am apucat de scris poezie. Și în toamnă vor ieși și două, sper, în la sfârșitul anului, și 2 cărți de poezie. Îmi dai, te rog, mine cartea Detox sufletesc. Am înțeles de ce te cheamă Tukaram. E foarte interesantă povestea asta și povestea numelui. Această carte, ai scris-o, prima ta carte, Paul? Nu, cealaltă este prima ta carte, asta e a doua ta carte, da, nu? Asta a fost, prima a fost scrisă în 2014 și asta în 2019. Cartea poate fi, presupun, comandată pe internet, da, și așa mai departe. Da. Ăsta este, de fapt, ghidul aici, da, ghidul, Paul, practic. Cum scrii? Cum adică cum scrii? Am deschis la întâmplare. Am deschis, cum scrii, da. Cum scrii? Adică cum scrii? Da, există condiționările din școală, cum că scrisul trebuie să arate într-un anumit fel, da? Mă rog, ordonat, a spune. Ordonat, caligrafic. Frumos. Da. Da, să fie lizibil și așa mai departe. În ceea ce facem noi în practica asta internă, catarsis prin scris, n-are legătură cu disciplina. Are legătură cu exprimarea. Tu, prin scris, descarci tensiunea. Da? De aceea insist asupra scrisului de mână, nu pe calculator. Da? Pentru că, prin scris, tu descarci tensiune. Și ajungi la punctul la care să iasă atât de multă emoție și atât de multă furie, încât nu mai înțelegi nimic. Uh-huh. Eu mi-aduc aminte cum scriam eu. Deci, la un moment dat, făceam numai linii, cercuri, orice. Atât, deci, mâna mergea singură. Mergea, descărca tensiunea. Și asta este, de-aia există titlul ăsta, Cum scrii, pentru că încerc să explic cum să ieși din disciplina aia formală, care te condiționează să păstrezi limitele, să păstrezi parametrii aia scolastici. Nu, trebuie să treci dincolo de ei, să lași corpul să se exprime. Și scrisul este un instrument extraordinar de puternic. La nivel catartic. Apoi, un alt rol al scrisului este că te ajută să vezi ce e în cutiuța asta. Foarte clar. Deci nu... Foarte mulți au senzația că au 1 milion de gânduri în cap. Ori, asta e fals. De ce? Pentru că ai 2-3 gânduri și restul sunt emoții. Și fluxul ăsta emoțional îți dă senzația că e un haos imens. Da? E ceva ce nu se mai termină. În momentul în care începi să pui pe hârtie, constați că ai 2-3 albine acolo, cum le spune. 2-3 gâze care te deranjează. Și dacă scrii exact ce este, vei vedea că nu e așa de mare lucru. Însă pentru că nu explorăm chestiunea asta, ne se pare, vai de mine ce durere, vai de mine ce presiune există. Când începi să spargi balonul ăsta prin scris, vezi că nu e așa mare lucru. Uite, mai avem 1 minut
știi cum zic italienii, fammi una cortezia, nu? Am zis corect, îmi faci da. O favoare. Știi vreo poezie pe din afară, din poeziile pe care le-ai scris, să mi-o spui? Nu. Le-ai scris, dar... Le scriu și dacă mă întreb ce am scris în cartea aia... Deși la tine... Deci orice material apare, inclusiv postările de pe Facebook sau materialele pe care le fac, sunt făcute acum, aici și date mai departe. Am oameni care le strâng, le pun la catastif și atât. Nu-mi pasă, nu mă interesează, nu mă preocupă. A venit acum, asta este spontan, natural, la revedere. Nu mă găsesc de nimic din când am de ce. Aia este informația care există acolo. Poeziile sunt tot așa, să zic, de dezvoltare personală sau... Sunt... Ai și poezii de dragoste, hai să te întreb direct. Da, dar de dragoste divină. Deci sunt poezii bhakti, devoționale. De iubire divină, deci nu au legătură cu... Păi, este forma cea mai pură a iubirii. Exact. Paul, mulțumesc foarte mult. Vreau și eu o carte de poezie când o lansez. Și absolut. Poate ne și absolut. Vedem, ne mai revedem. Sigur că da. Mulțumesc foarte mult partenerilor noștri de la Crown Plaza. Le mulțumesc foarte mult colegilor mei, Mihai Buzduga, Sorin Țuțuianu, Mihai Popescu, și mulțumesc speciale colegului și prietenului meu Mihai Morar, pentru că a intermediat această întâlnire cu Paul Tucaram. Rămâneți cu Antena 3, colegii mei v-au pregătit ediții speciale și informații de ultimă oră. Ne revedem sâmbătă la 21 la Voi cu Voi, cu Să fiți sănătoși!